Atunci, cuvântul Domnului i-a vorbit astfel, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Geneza 15, versetul 4 și 6 Voi sunteți fiii legământului. Fapte 3 cu 25 De trei ori Dumnezeu i-a promis lui Avram că îl va face un neam mare, ca nisipul de pe malul mării. Când Dumnezeu i s-a arătat a patra oară, Avram și-a vărsat inima plină de jale înaintea Domnului, spunând, Ce-mi vei da, căci mor fără copii? Iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea va fi moștenitorul meu. Geneza 15, versetul 2 și 3 Iar ca răspuns, Domnului îi zice, Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. Și apoi urmează cuvintele memorabile. Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Această întâmplare ne prezintă un mare adevăr. Trebuie să conștientizăm faptul că atât dorința și cererea noastră de a avea copii, cât și primirea și nașterea copiilor noștri, este o chestiune de credință. Este o problemă specială față de care Dumnezeu manifestă un interes profund. Ca părinte și cu referire la promisiunea unui copil, credința lui Avram este exercitată și găsită plăcută înaintea lui Dumnezeu. Prin puterea credinței, dorința naturală de a avea un copil devine prilejul pentru o părtășie minunată între părinți și Dumnezeu. Sămânța naturală devine atât moștenitorul promisiunii lui Dumnezeu, cât și o binecuvântare spirituală pentru părinți. Unitatea părinților cu copiilor ne-a fost descoperită în felul în care Dumnezeu s-a ocupat de noi. Imediat după potop, fiul lui Noe, Ham, a devenit foarte păcătos. Și nu au trecut mulți ani până ce întreaga lume a început să practice idolatria. Copiii lui Noe s-au născut în chip firesc. Înainte de nașterea lor, Dumnezeu nu intrase în legământ cu ei. Deveniseră oameni independenți chiar înainte ca Dumnezeu să-i facă părtași la binecuvântarea lui Noe. Cu Avram, Dumnezeu hotărâse să lucreze diferit. Chiar înainte de nașterea lui, copilul Isaac, care urma să fie inclus în legământ, a fost obiectul grijii lui Dumnezeu și al credinței părinților. Dumnezeu veghează asupra nașterii fiului lui Avram și o sfințește prin cuvântul său și prin credință. Tot ce este legat de nașterea lui Isaac are de-a face cu revelația lui Dumnezeu și cu credința omului. Împotriva naturii și împotriva oricărei nădejdi, însuși Dumnezeu face o promisiune care trezește credința și așteptările lui Avram pentru un copil. Timp de 25 de ani, această credință este încercată și purificată până când sufletul lui Avram este umplut cu așteptări pline de credință. Copilul trebuie să fie cu adevărat copilul credinței și al rugăciunii, un dar de la Dumnezeu primit prin credință. Înainte de nașterea lui Isaac, Avram este tăiat împrejur pentru a pecetui încă o dată legământul. Acest lucru oferă dovezi clare pentru faptul că nașterea seminței poporului lui este sfântă înaintea lui Dumnezeu. Domnul a dorit să arate că aceasta este o problemă de interes deosebit pentru El. Că este obiectul promisiunilor și binecuvântărilor lui. Prin toate acestea, Dumnezeu vrea să ne învețe că, înaintea primei speranțe de a avea copii, sfinții lui sunt aduși în legământ cu el. Părinții sunt chemați să practice credința lui Avram și să-și primească fiii și fiicele din mâna lui. Încă de la naștere, ei sunt meniți să fie părtași legământului. Chiar înainte de nașterea unui copil. Dumnezeu își începe marea lucrare a dragostei răscumpărătoare. Înainte de a primi copilul promis, Avram a trebuit să aștepte mult timp. Dumnezeu a considerat necesară această așteptare pentru întărirea și maturizarea credinței lui. Acest har este un dar foarte valoros, și poate fi obținut numai printr-o umblare aproape de Dumnezeu și printr-o inimă predată în totalitate învățăturilor și îndrumărilor lui. Această credință care a fost de ajuns pentru justificarea lui Avram nu a fost de ajuns să primească binecuvântarea pentru sămânța lui. Credința lui Avram a trebuit să fie în continuare întărită și purificată, deoarece credința este întotdeauna proporțională cu mărimea promisiunii. Părinții credincioși vor experimenta că nimic nu grăbește atât de mult creșterea credinței lor ca dorința de binecuvântare pentru copiilor. lor. Noi vrem să avem suficientă credință nu numai pentru noi înșine, dar și pentru a o putea da copiilor noștri. Lucrul acesta ne aduce în armonie cu legea împărăției. Facă-vi după credința voastră. Matei 9,29 Povestea lui Avram ne oferă siguranța mângâietoare că Dumnezeu ne va da harul să obținem ceea ce ne este necesar. Cu răbdare și îndelungă răbdare, el i-a condus pe Avram și pe Sara până când au fost pregătiți să-i împlinească scopul. Abia atunci s-a putut spune despre ei, Avram, nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, a crezut și astfel a ajuns tatăl multor neamuri. Romani 4,18 Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. Evrei 11,11 11. Dumnezeu care ne-a promis că ne va umple cu Duhul Lui, ne va pregăti El însuși pentru chemarea noastră sfântă de părinți credincioși. Ne va învăța cum nașterea copiilor noștri poate deveni cel mai înalt exercițiu de credință care dă slavă lui Dumnezeu. De asemenea, El ne va învăța că mijlocul cel mai autentic de înaintare a vieții noastre spirituale și a intereselor împărăției Lui este credința. Promisiunea lui Dumnezeu și puterea credinței sunt legăturile prin care copiii noștri devin moștenitorii binecuvântării spirituale. În același timp, relația părintească devine una dintre cele mai bune școli ale vieții de credință. Ca părinți credincioși, ne putem asemăna nu numai cu Avram cel credincios, dar și cu Tatăl din ceruri. Tată, și Dumnezeul nostru binecuvântat. Îți mulțumim pentru minunata descoperire a voii tale prin slujitorii tăi, Avram și Sara. Chiar dacă fiul lui Avram a fost moștenitor al păcatului, tu l-ai făcut moștenitor al promisiunii și al binecuvântării ei. Doamne îndurător, ajută-ne să vedem cum, prin nașterea lui Isus Hristos, copiii noștri au fost răscumpărați de sub puterea păcatului. Învață-ne să conștientizăm că tu dai har din belșug și nădejde părinților credincioși, pentru ca noi să ne putem primi copiii din partea ta și pentru tine. O Dumnezeule, luminează-ne inimile ca să conștientizăm că rodul trupurilor noastre este menit să fie moștenitorul promisiunii tale. Fie ca noi, precum Avram, să lăsăm ca rolul de părinți să fie lucrul care ne leagă de tine în închinare. Și credință. Amin.